Păi, vineri 13, și aveți pretenția de la mine să vin cu vești bune, cu știri bune. Bună dimineața și bine, v-am găsit. Cea mai bună știre ar fi că ați început să dați share la acest material. Să fim cât mai mult să ne plângem unii altora. E frig afară, scumpire mare, scumpiri multe, războaie. Războaie, iară, COVID-ul bate la ușă. N-ați observat? Întrebi în stânga, dreapta, la de ce nu o la unde, la ce face. Pia are COVID. Bine, acum stă două, trei zile acasă și trece. El are COVID, el are muce, el are bani. Ce să facem? Bine că avem o cafeluță. Bună dimineața și bine v-am găsit. Buymeacoffee.com slash Nicu Bendea. Mm, cafeluță de la Otilo. Dumnezeu țină la tine și de la Fante de Lumină. Fante de Lumină a dat cafele și a spus că ei filmează pe croaziere. Nu mergeți pe croaziere, că acolo nu știți nimic ce se întâmplă în jur. Da, a fost Zelenski în România. Dacă venea în Clu... de, de ce nu a venit în Cluj, că deja avem un pitic ok? <gri> și eu zic o șocă la Zelenski. Zice, piticul ăsta vine în România, să nu-l prind în Parlament că i rup picioarele. Și nici nu s-a dus Zelenski în Parlamentul României, că era pregătit să vorbească cu aceleași hainuțe pe el, nu știu, le-a mai schimbat de la începutul războiului. Și de frică lui șoșoc, Așa ca mine, camuflaj. Să nu mă prindă șoșo să-mi rupă picioarele acum la 10 dimineața. Da, și nu s a dus în Parlament. Ei, să avem 10 Șoșoci și am ajunge departe, către Rusia am ajunge în partea cealaltă da, de frica ei Iohannis a doua zi s-a dus în Ungaria unde s-a întâlnit cu Cotolin președinta care, cum să vă spun eu, președinta Ungariei, îi cam cum îs eu pe Facebook, îs dar n-am relevanță Din, Râs și tu acum. Râsul ăla care ne împiedică să ascultăm. Că Victor Orban o zis, eu toti. eu mă duc am de făcut ciolomade. El are 3 patru fete, cinci nepoți. îți vă dați seama că trebuie să pună pe iarnă fel de fel. Laszlo Tăcheș, dacă am intrat în zona sternică, Lazlo Tăcheș tare supărat este, a rămas fără steaua României. Păi să nu fie supărat că și Becali au rămas fără steau și și-a făcut FCSB. <laughs> un cârtoș colac polit cu aur a fost vândut cu suma de 1000 de lei. Donați, bineînțeles, cine l-a cumpărat? Un medic. Piști l-a făcut, doctorul l-a cumpărat, fie numele Domnului lăudat. Deci de acum când mergeți la medici, nu mai umblați cu plicuri, cu bani, cu găini, cu pălinși, cu țuici. Duci frumos un curteș ca un lingol de aur. Spectacol n-am acum, n-am acum, peste o săptămână, notați-vă, notați-vă, că dacă nu vă spun eu, după aia mă întrebat stătea două zi după spectacol, dar când mai ai spectacol? Ieri! În 20, vinerea viitoare, de la 8 seara, la New Croco, în inima Clujului. Poate vine și Zelenski. Știi că prietenul Silviu Muntean din Florești e unul Zelenski. Dar la noi rusii numai moldovean, dar seamănă cu Zelenski unul la unul. Face afaceri până Ungaria. Hai, salut! Weekend plăcut și fără știri negre!